De ce cer apostolii o formulă standard de rugăciune? Sau ca să formulez și mai actual întrebarea, de ce folosim, atât în cultul particular cât și în cultul public, rugăciuni de-a gata formulate? N-ar fi mai pline de trăiri, mai autentice rugăciunile formulate cu propriile cuvinte? Ba ar fi mai pline și ar fi mai autentice, ce-i drept, și sunt mai pline și mai autentice. Numai că, vedeți, este nevoie de un ghidaj. De foarte multe ori, și aici este și cazul apostolilor, când cer acest lucru Mântuitorului, recunoaștem incapacitatea noastră de a înțelege, de fapt, tainele lui Dumnezeu și a le experia în propria viață. Și atunci, pentru faptul că suntem începători în ale credinței, suntem începători în relația aceasta cu Dumnezeu, avem nevoie de un ghid. Iar ghidul pe care ne-l oferă de fiecare dată biserica, pe care îl oferă Mântuitorul ucenicilor în esență, este rugăciunea. De ce? Pentru că nu ne rugăm cu propriile noastre cuvinte, ci mă rog cum s-au rugat și alții. Alții, iar acei alții, sunt oamenii care au avut experiențe duhovnicești, oameni care l-au trăit pe Dumnezeu în propria viață, oameni care s-au făcut părtași descoperirii dumnezeiești, oameni care s-au făcut părtași dialogului viu cu Dumnezeu. Și atunci este firesc să pornim de la momentul acela unor rugăciuni pe care le găsim în ceaslov, în cărțile de rugăciune, pentru ca ușor, ușor să ajungem în cele din urmă la momentul în care ieșim din bariera aceea și de ce nu ajungem la o altfel de vorbire cu Dumnezeu din propria noastră experiență. Ori ucenicii, pentru a mă întoarce la contextul acesta al rugăciunii Tatăl nostru, ucenicii simt și ei nevoia de un ghidaj din partea Mântuitorului. Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm cum Sfântul Ioan Botezător, în esență, i-a învățat pe ucenicii săi. Pentru că învățătorul lor era Mântuitorul Iisus Hristos. Vrem și noi să ne înveți ceva, uite, de modul acesta de a ne ruga. Și cred că este prima etapă, de fapt. Este etapa aceea în care recunoaștem că suntem prunci, că suntem copii în ale rugăciunii și avem nevoie de cuvintele altora pentru a-L chema pe Dumnezeu în viața noastră. După aceea, într-adevăr, reușim să creștem duhovnicește și măsura în care creștem duhovnicește, vom vedea că nu ne mai putem mulțumi cu ceea ce a spus, nu știu, Sfântul Vasile cel Mare sau David Psalmistul sau altcineva, ci simțim nevoia aceea de a vorbi cu Dumnezeu cu propriile cuvinte, pentru că ajungem și la capacitatea de a ne adresa lui Dumnezeu prin propriile cuvinte, având, de fapt, modelele pe care noi tocmai le-am parcurs un număr de ani în viața noastră. Aici cred că descifrăm și un alt rost al rugăciunii de-a gata formulată de niște oameni cu experiență duhovnicească mai înaltă. Ei deja au fost puși într-un ritm al rugăciunii, într-un ritm al Duhului, au transmis acel ritm cuvintelor scrise în rugăciunea formulată de ei și atunci noi citim cuvintele scrise în starea aceea de dobândire a Duhului Sfânt, dobândim și noi acea vibrație a rugăciunii, acea stare și ușor, ușor ne înălțăm către rugăciunea contemplativă. Probabil fără exemplul pe care ne-l dau aceste rugăciuni, noi oamenii n-am fi avut niciodată capacitatea de a dialoga cu Dumnezeu în modul acesta. Pentru că nu am fi știut cum. Ori ei, parcurgând deja drumul, vin și ne transmit cumva indicatoarele prin care ne spun cum putem ajunge la un alt nivel de rugăciune. Ideal însă este să nu luăm în brațe indicatorul și să credem că am ajuns la destinație. Nici pe departe, așa este.